Facem astăzi cunoștință cu Alina Iancu, o tânără antreprenoare care a descoperit acum câțiva ani lumea cramelor românești. Fascinată de poveștile fiecărui loc vitivinicol, Alina și-a propus să ofere și altora prilejul de a le cunoaște. Așa a început să organizeze vizitele la cramele din România și să contribuie astfel și la dezvoltarea agroturismului vitivinicol. Turism viticol, turism vitivinicol, enoturism, poate avea mai multe, poate fi descris mai multe forme. Vizite la crame și degustări de vinuri. Ce înseamnă o vizită la cramă? Înseamnă o vizită ghidată în care o persoană reprezentantă a cramei ne face turul cramei, ne povestește procesul tehnologic și ne susține o degustare de vinuri. Pasionată de călătorii, dar și de arta fotografică, Alina Iancu a pus bazele proiectului Revino.ro, prin intermediul căruia a reușit să ducă în mai toate regiunile viticole de la noi numeroase grupuri de turiști. Eu am început în vinuri prin fotografie. De 5 ani fac fotografii la crame, la vie, la vinuri, la oamenii care lucrează în vie. Călătoresc de 2-3 ori pe lună la crame, în perioada culesului chiar aproape pe fiecare săptămână. Și am posibilitatea să arăt publicul exact ce se întâmplă la cramă în momentul de față. Alina e convinsă că turismul viticol va cunoaște în viitor o dezvoltare semnificativă, ajutat de investițiile realizate de crame și de cererea din partea clienților pentru acest tip de călătorii personalizate și orientate către experiențe noi. De mai bine de 5 ani putem să vorbim de undeva de 20-30 de crame care fac turism viticol, iar la ora actuală am identificat undeva la 70 de crame care practic primesc grupuri de turiști la cramă. Țara noastră ocupă în acest moment, din punct de vedere al suprafeței, locul 5 la nivel european, cu peste 200.000 de hectare de viță de vie cultivată, și locul 6 în Uniunea Europeană, din perspectiva producției. Potențialul de dezvoltare este mare, pasionații de vin fiind atrași de vizitele în vii și în crame, de discuțiile cu oenologi și, nu în ultimul rând, de peisajele care pot fi descoperite în țara noastră. Avem atâtea locuri frumoase în România pe care le putem descoperi inclusiv din prisma vinurilor. De aceeași părere este și familia Podiuc, care îmbină activitatea vitivinicolă cu turismul. Familia Podiuc cultivă în Podgoria Drăgășanilor 7 hectare de vie, dar, în același timp, primește turiști dornici să cunoască munca dintr-o cramă, să deguste vinurile locului și să guste bucatele oltenești. Pensiunile vitivinicole s-au înmulțit în podgorile noastre în ultimii ani, iar agențiile de turism includ în programele lor și circuite pe așa numitele drumuri ale vinului. Domeniul Drăgaș este o cramă nouă, s-a lansat domeniul pentru că au pensiune și cramă. Sunt lansați de câteva luni de zile. Este vorba de 7,5 hectare de viță nobilă, împărțită aproximativ egal în două soiuri de roșu, adică Merlot și Cabernet Franc, și două soiuri de alb, Pinot Gris și Sauvignon Blanc. Podgoria Drăgășani se întinde pe versanții dealurilor care văluresc în dreapta Oltului. Localnicii au cultivat vița de vie încă din antichitate. Numeroase documente scrise atestă că viticultura a fost practicată și în Evul Mediu, astfel că putem spune că voievozii Mircea cel Bătrân, Vlad Călugărul și Radu cel Mare au sorbit din pocale vinul Rubiniu produs în viile drăgășanilor. Soții Podiuc au preluat în dealul Drăgășaniului un proiect în derulare, finanțat cu bani europeni. Via este rezultatul reconversiei unei vii mai vechi, care a aparținut IAS-ului din localitate. Am găsit căsuța care era menită să adăpostească pe cei ce veneau să poarte de grijă domeniului, crama în amenajare și via pentru care așteptam să ajungem în anul 4, primul an de rod. Cea mai mare satisfacție după un an de zile e recolta. După ce termin un an de zile de muncă și vezi că ai rodul bogat și frumos, ai cea mai mare satisfacție. În perioada de când se apropie de maturitatea deplină, se face inspecție și zilnic. Testarea cantității de zahăr din boabe se face cu ajutorul unui instrument numit refractometru. Poți să afli imediat cum a evoluat strugurile chiar de la o zi la alta. Deci sucul se pune frumos pe aparat, pe refractometru. De exemplu, aceste boabe au 220 de grame de zahăr în momentul de față. Spre exemplu, strugurii din soiul Cabernet Franc au în data de 7 septembrie o cantitate de 220 de grame de zahăr într-un kilogram de struguri. Nu sunt gata pentru cules. E undeva peste 3 săptămâni, cam așa ne așteptăm să ajungă la maturitate deplină. Asta ce înseamnă?
La un strugure roșu nu urmărim numai zahărul. Urmărim să acumuleze și fenol și antociani, care sunt, îi dau de fapt culoarea, îi dau caracteristicile soiului. În schimb, strugurii din soiul Pinot Gris sunt bune de cules. Vinul alb se culege mai repede, se maturizează mai repede și e preferabil să aibă o tărie alcoolică 12,5-13 grade, să fie plăcut vin de vară. Este o dimineață însorită de septembrie. După câteva zile ploioase, care au adus puțin îngrijorare viticultorilor, soarele strălucește din nou peste Podgorie și oferă un timp optim pentru cules. Încă de dimineață, peste 30 de lucrători au luat cu asalt rândurile de vie. În timpul verii, o zi de muncă începe de la 7:30, se termină seara undeva tot la 7:30. În perioada de campanie, acum începe la ora 5:30, se termină noaptea târziu, pentru că avem și vinificația. În Marile Podgorie au fost introduse mașini care culeg strugurii, dar în Podgoria Drăgășanilor, unde sunt suprafețe mici, culesul este manual, cu ajutorul foarfecilor. Aș recomanda cu mare drag să vină tineretul să drepte către agricultură. E un domeniu frumos. E frumos să stai în natură, să lucrezi cu natura. Vin elevi și studenți aflați încă în vacanță, dar cei mai mulți sunt săteni din împrejurime, angajați cazilieri sau cu normă întreagă. Cules înseamnă măcar 20 de oameni disponibili de dimineață până seara, ori acest personal nu poate avea propriu pe parcursul întregului an. Strugurii sunt puși cu grijă în lădițe de plastic, apoi transportați cu tractorul în deal la cramă. La cramă, strugurii sunt preluați de tehnologie. Sunt descărcați în desciorchinător, care selectează numai boabele. Utilajele agricole sunt indispensabile activității curente și este nevoie de profesioniști ca să le manevreze. Avem și laborator prof, unde facem analizele zilnic, dar pentru analizele oficiale și pentru cifrele finale pe care ne bazăm, mergem și la un laborator autorizat. După multă grijă și atenție din partea oenologilor, fără a căror știință, tehnologia, oricât de avansată, ar fi incompletă, vinul ajunge în sticle și, mai departe, pe masa turiștilor. Românii au început să cunoască cât mai multe despre vinuri, pentru că inclusiv în orașele mari s-au deschis wine baruri și se fac degustări. Cramele își aleg un wine bar unde au vinurile la vânzare și anunță o degustare, să zicem, o dată pe săptămână. Vinurile premium și cramele încep să se promoveze, iar oamenii au posibilitatea, în ultimii 5 ani, da, se simte o creștere destul de frumoasă. Social media ne ajută foarte tare să le promovăm, iar oamenii au posibilitatea să afle mai multe despre vinuri, să afle povestea de la reprezentantul cramei sau să o afle dintr-un restaurant. Noile tendințe în antreprenoriat încurajează oferirea de servicii turistice în incinta cramelor. Sunt organizate degustări de vinuri, iar turiștii au la dispoziție locuri de cazare unde pot rămâne peste noapte. Astfel, la sfârșit de săptămână, în timpul sezonului viticol, Alina Iancu pleacă la drum cu un grup de 6 până la 10 turiști, pe un traseu prestabilit, urmând ca aceștia să petreacă 2-3 zile la o cramă care dispune și de locuri de cazare. Noi, în general, organizăm vizite la 2, maxim 3 crame pe o zi și facem degustări de o zi sau pe 2 zile cu cazare. Iar dacă temperaturile de afară, dacă timpul este favorabil, poți să faci și o plimbare în vie. Turistul descoperă vinurile, dar în momentul în care vizitează crama, plăcut impresionat, vrea să-și ia și acasă și atunci pleacă, vizitează o cramă și pleacă cu 6-12 sticle acasă pe care le plătește acolo. Asta înseamnă un câștig mult mai mare dacă acea cramă ar investi în marketing, în degustări, în deplasări. Pensiunea turistică pe care soții Podiuc au construit-o în apropierea cramei completează activitatea vitivinicolă. De pe culmea dealului pot fi privite atât răsăriturile cât și apusurile, a căror lumină se reflectă în apa Oltului. O vie de 7 hectare, o cramă dotată cu tehnologie modernă și o pensiune construită și amenajată cu gust formează un mic domeniu vitivinicol deschis turiștilor care doresc să exploreze lumea fascinantă a unei Podgorii. Cramele au o poveste în spate, întotdeauna cramele sunt în apropierea altor obiective turistice și cred că putem să vorbim despre România, despre promovarea vinurilor și a cramelor și să legăm de tot ce înseamnă obiective turistice de vizitat în România. În ultimul timp s-a constatat o creștere constantă a numărului cramelor din România, cu un număr între 5 și 10 unități pe an.
turismul viticol se dezvoltă, ceea ce înseamnă că acești oameni de la cramă își caută reprezentanți care să susțină degustările. Se plâng cramele că nu își găsesc personal să-l califice pentru degustări. Poate să fie din orice domeniu, important este să-i placă vinul, să cunoască o limbă străină și cred că totul se învață. Ca să faci o prezentare a unui vin sau a unei crame, eu zic că ai nevoie de minim 6 luni de zile să prinzi un cules. Una este să prezinți din experiență și alta este să înveți o poveste și să spui despre un vin doar din poveste. Din fericire, pentru a deschide o pensiune cu caracter vitivinicol, nu e nevoie de 10 de hectare. Sunt de ajuns și 3 hectare, dacă sunt cultivate cu pricepere. Agroturismul este un domeniu dinamic în România și oferă numeroase oportunități pentru tinerii antreprenori. Pentru construirea unei pensiuni sunt oferite fonduri europene în cadrul Planului Național de Dezvoltare Rurală. Beneficiarii pot accesa până la 70.000 de euro dacă aplică pentru submăsura 6.2, care se referă la înființarea de activități neagricole în zonele rurale, și până la 200.000 de euro dacă aplică pentru submăsura 6.4, care oferă sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități non-agricole la domeniile de intervenție. Alina continuă să investească în proiectul ei Revino.ro și consideră că turismul vitivinicol este abia la început. Informația înseamnă cunoaștere, iar cunoașterea este cheia succesului pentru un viitor mai bun. Clădește-ți viitorul și formează-te ca profesionist. Performanța în agricultură îți poate asigura o viață fără griji. Dacă ei au putut și tu poți reuși.